Mâine și poimâine, jandarmii vor asigura măsurile de ordine publică în municipiul Zalău pe timpul desfășurării concursului de ciclism Cupa Alien Cycling, competiție care include două evenimente distincte, și anume mâine Sprint Challenge pe Bulevardul Mihai Viteazu din Zalău, iar duminică Contratimp, start și finish pe centura municipiului Zalău. De asemenea, mâine, începând cu ora 11, jandarmii vor asigura măsurile de ordine publică la Sala Sporturilor din Zalău, cu ocazia desfășurării partidei de handbal dintre echipele HC Zalău și CSM Unirea Slobozia, meci din cadrul etapei a patra Ligii Naționale de Handbal Feminin. Efectivele de jandarmi vor fi pregătite să intervină pentru restabilirea ordinii publice în situația în care se constată că în urma producerii unor acte de violență este pusă în pericol viața sau integritatea corporală a spectatorilor, sportivilor, oficialilor, personalului de ordine și siguranță sau a celorlalți participanți la eveniment. Potrivit prevederilor legii privind prevenirea și combaterea violenței, cu ocazia competițiilor sportive, spectatorilor le este interzis să pătrundă în stare vădită de beție în arena sportivă, să consume băuturi alcoolice, să introducă sau să încerce introducerea de băuturi alcoolice în arena sportivă, să introducă în arena sportivă inscripții, embleme, pancarte, banere, afișe, steaguri sau alte suporturi ce conțin simboluri, sloganuri, imagini ori texte cu conținut obscen, să escaladeze gardurile care delimitează spațiul de joc sau gardurile interioare de separare a sectoarelor, să provoace ori să participe efectiv la scandal în incinta bazei sportive, să săvârșească fapte, acte sau gesturi obscene, să profereze ori să scandeze injurii, cuvinte sau expresii jignitoare ori vulgare, precum și amenințări cu acte de violență împotriva celorlalți spectatori, oficiali, jucători sau a bunurilor acestora. Jandarmii sălăjeni recomandă suporterilor să nu se implice în incidente care ar putea duce la tulburarea ordinii și liniștii publice, delimitându-se de orice formă de violență verbală sau fizică ce ar putea conduce la manifestări violente.